Stimată comunitate, în numele Domnului Isus, începem serviciul divin din această dinainte de masă cu imnul 238, De iubești pe Domnul tot mereu. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, îți mulțumim că încă o dată ne-ai dat ocazia să fim împreună cu tine. Te rugăm, deschide-ne inimile și fă ca sămânța spusă de solul tău să ajungă în pământul bun și fii cu noi pe mai departe. Amin. Amin. Filipeni 4:12 spune: știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu belșug și să fiu în lipsă. Pavel descrie o viziune asupra lumii pe care a adoptat-o pentru el însuși. S-a desprins a fi sătul. Într-un capitol anterior, 2:14, el le cere filipenilor să facă totul fără cârtiri și fără șovăieli. Cu siguranță că și el a învățat să nu se plângă de situațiile prin care trecea. Le-a experimentat pe toate, să fie în belșug și să fie în lipsă, să fie sătul și flămând. Poate că astăzi cineva din biserică este în nevoie, iar poate alții au belșug. Și unii și alții se pot plânge. Atât belșugul cât și sărăcia pot fi o sursă de nemulțumire. În viață obișnuim să ne comparăm cu cei care au case mai bune decât noi, mașini, o educație mai bună, un partener de viață mai bun sau copii mai buni. Pavel ne dă în schimb un exemplu despre ce înseamnă să fim mulțumit. Când suntem mulțumiți cu viața noastră, vom fi mult mai dispuși să dăruim și să împărțim ceea ce avem cu alții. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului comunității locale.
Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că avem posibilitatea de a dori pentru tine și te rugăm ca aceste daruri să ajungă la scopurile pe care tu ți le dorești. În numele lui Iisus te-am rugat. Amin. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur să văd așa de mulți copilași la biserică. Chiar este o bucurie să văd așa de mulți copilași care vin la biserică și care așteaptă, dinainte de a fi timpul povestirii, în primele rânduri. Aș vrea să vă întreb, vouă când vă este frică, ce faceți? Cine vrea să-mi spună ce face atunci când este foarte frică? Ce faci? Te bași sub plapumă. Altcineva, ce faceți voi când vă este foarte, foarte frică? Melissa. Ne băgăm la căldură. Haideți să vă spun despre o întâmplare adevărată. Un băiețel și ceea ce a făcut el atunci când i-a fost foarte, foarte frică. Pe băiețelul din povestirea noastră, pentru că este vorba despre o întâmplare adevărată, pe băiețelul din întâmplarea noastră îl cheamă William. Și William a trăit cu mult timp în urmă într-o țară numită America. William era un băiat foarte cuminte și foarte credincios și s-a dus vestea în tot orașul despre cât este el de cuminte și de credincios, de amabil și de ascultător. Pe vremurile acelea era foarte greu să câștigi mai mulți bani, așa că familia lui a fost nevoită să-l trimită pe William să lucreze. Și la vârsta de 14 ani, William și-a luat o slujbă. A fost primit la o bancă pentru a trimite salariile de 2 ori pe lună la niște muncitori de la o moară din vecinătate. Așa că William, de 2 ori pe lună, își lua căluțul, pentru că pe vremea aceea nu erau mașini, și traversa o pădure întunecoasă pentru a ajunge la satul cu pricina, la muncitorii care își așteptau de 2 ori pe lună banii. Mama lui William de multe ori îi spunea, știu, William, sunt foarte îngrijorată pentru tine, pentru că tu treci prin pădurea aceea întunecoasă și porți foarte mulți bani la tine și ar putea oricând să vină niște hoți și să te jefuiască. Dar William era foarte optimist și îi spunea mamei sale, mamă, știu că Domnul este cu mine și El mă păzește. Așa că ca de fiecare dată când mergea și în următoarea ocazie, William și-a luat căluțul, și-a luat banii de la bancă și a pornit prin pădure. Doar că de data aceasta, la un moment dat, s-a oprit. S-a oprit deoarece a simțit că este foarte frică. Nu știa de ce anume, nu vedea nimic de care ar putea să-i fie frică, dar simțea că este foarte, foarte teamă. Și ce credeți voi că a făcut William? Avea o păturică unde să se ascundă? Sau să stea la căldurică? Nu. William s-a dat jos de pe căluț. S-a pus în genunchi și așa cum obișnuia el să facă de fiecare dată când era într-o situație grea, s-a rugat și a spus, Doamne, nu știu de ce, dar îmi este foarte frică. Și știu, Doamne, că Tu ești cu mine și mă vei ajuta pentru că eu citesc din Biblie. Și Tu ai spus în Biblie cuvintele acestea, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. El s-a ridicat de pe genunchi și a pornit mai departe. Muncitorii și în acea zi și-au primit banii ca de fiecare dată. Însă când a ajuns acasă, mama lui era foarte nerăbdătoare să îl vadă și a fugit la el și a spus, William, cât ai fost plecat, am simțit așa o îngrijorare în sufletul meu, m-am plecat pe genunchi și m-am rugat pentru tine. Și el i-a răspuns, mamă, să știi că și eu am simțit așa o teamă și m-am pus și m-am rugat, dar am ajuns cu bine. Anii au trecut și William a ajuns predicator. Și odată, într-o zi, primește o scrisoare, o telegramă, din partea unui om pe care nu îl cunoștea. În acea telegramă era spus doar atât. Ia trenul, vine în localitatea cutare,
și aștept și vină la casa mea. Vreau ca să-ți spun ceva important. William s-a rugat și a simțit un gând din partea lui Dumnezeu care îi spunea: du-te la omul acela și vezi ce vrea să-ți spună. A luat trenul și a plecat. A ajuns la destinație, a bătut la ușă, i-a deschis cineva și l-a condus spre patul unui bolnav. Pe patul acela stătea un om care era pe moarte și omul acela, când l-a văzut, s-a luminat la față și a spus: mă bucur că nu a murit înainte de a-ți spune ceva important. Cu mult timp în urmă, te-am văzut. Erai într-o pădure, erai călară pe un cal și purtai mulți bani la tine. Mi-am îndreptat pușca spre tine și te-am văzut făcând ceva foarte ciudat. Te-am văzut dându-te jos de pe căluț și îngenunchind. Și vreau să-ți spun că s-a întâmplat ceva miraculos atunci acolo. Am văzut pe cineva îmbrăcat în alb care stătea între mine și tine. Și efectiv eram ca paralizat. Nu puteam să mă mișc, nu puteam să fac nimic. Te-am văzut ridicându-te, te-am văzut plecând mai departe, dar eu nu am putut să-ți fac nimic. Domnule William, vreau să-ți spun că sunt convins că Dumnezeul tău te-a scăpat, pentru că altfel tu astăzi nu ai mai fi trăit. Dar altceva vreau să-ți spun. Vreau să te rog să mă ierți, pentru că am purtat toți anii aceștia cu mine povara aceasta în suflet. William s-a uitat la el și i-a spus cu siguranță că te pot ierta. Dumnezeul meu este mare. Omul acela a murit, iar cel care a predicat la mormântarul lui a fost chiar William. Aș vrea ca să înțelegeți din această povestire că ori de câte ori vă este frică, ori de câte ori aveți o problemă, nu ne salvează nici păturica, nici căldurica, nici mama, nici tata, uneori, ci doar Dumnezeu. Și ori de câte ori simțiți un îndemn de a vă ruga, sau ori de câte ori vă este frică de ceva, puneți-vă pe genunchi, pentru că rugăciunile sunt ascultate. Atât rugăciunile oamenilor mari, cât mai ales rugăciunile copiilor. Nu aveți de ce să vă temeți cu Domnul Iisus. Vreau să mergeți fiecare la locuri și să țineți minte învățătura din povestirea de astăzi. Bună dimineața și pacea Domnului tuturor! Pacea Domnului tuturor! Așa, fiți bineveniți la biserică și iubirea lui Dumnezeu să fie în ființa voastră. Amin! Cu același drag, salut pe cei care ne vizitați biserica. Fiți bineveniți cu noi aici și sperăm ca din bucuria noastră să putem să vă dăm și vouă puțin sau mult sau mai mult decât a noastră, în așa fel încât să nu socotiți că venirea aici a fost un derapaj sau un rateu, ci să vă provoace să mai fiți și altă dată împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Aș vrea să mai cântăm o cântare cu toată lumea și apoi vom participa la un eveniment foarte frumos, despre care cei mai mulți dintre noi nu știm nimic. Cu ce cântare le-o dăm pe unul? Da, Alex? 278. Haideți să căutăm imnul 278. Auzi, Doamne, urletul mării.
Probabil, nu mai știu exact, v-am spus aici la biserică, la o slujbă, despre câteva cuvinte despre un om credincios. Era undeva într-un colț de pe lumea aceasta un tânăr bărbat, căsătorit de aproximativ 8 sau 9 ani, nu mai rețin, și care m-a căutat telefonic, nu aparține bisericii noastre, și m-a rugat să fiu de acord să stea de vorbă cu mine față către față. Am aflat atunci telefonic că este din Spania și am zis că de acord, dar cum se poate face lucrul ăsta? Și a zis, nicio problemă, vine în România. A venit în România, m-a căutat, am fost acasă, sau la locuința de aici din România și mi-a spus, vă spuneam atunci, că e căsătorit de 9 ani și nu au copii și îl interesa pe acest domn dacă este bine să facă însămânțare artificială sau in vitro pentru ca ei să aibă un copil. I-am spus că înainte de a răspunde la această întrebare, aș vrea să-L întrebăm pe Dumnezeu. Și domnul acesta se uita nedumerit la mine, cum îl întrebăm pe Dumnezeu. Și i-am explicat cum și în decomun acord a fost ca să ne punem pe genunchi și să postim o zi pe săptămână pentru 7 săptămâni. Și dacă Dumnezeu nu ne zice nimic, facem pe urmă mai departe ce ne gândim noi că ar fi bine. Așa s-a făcut că 7 săptămâni... În fiecare zi de sâmbătă, de vineri seara, de la apus, prin teleconferință ne rugam amândoi, ne încurajam unul pe altul și ceream lui Dumnezeu ajutor. După a 7-a săptămână de post, în a 8-a săptămână, cum ar veni, primesc un telefon de la acest domn și îmi spune următorul lucru. Soția mea este însărcinată. Sigur că e plină lumea de povești de felul acesta, mai mult sau mai puțin adevărate. De această dată, acest domn a venit din Spania cu copilul căruia i-a pus numele meu Iacob și și-a dorit foarte mult ca într-o zi de sâmbătă undeva aici să chemăm numele Domnului peste acest copil, pentru că el a spus că nu vrea să boteze copilul deocamdată în biserica în care este. În scopul chemării numelui Domnului peste acest copil, îl rog frumos pe Marius să ia pruncul și să vină aici în față, lângă mine. Haideți, și mama, este și mama aici. A, opriți-vă acolo, a, așa, este bine deocamdată, așa. El este Marius, soția lui, nu știu cum te cheamă, Mariana, așa, Mariana, și el este Iacob, al doilea. Da, da. Sfânta Scriptură conține câteva cuvinte poruncite de Dumnezeu
care acreditează un eveniment de genul acesta. În Cartea Numerilor, la capitolul 6, sunt scrise următoarele cuvinte și aș dori să ne ridicăm cu toții în picioare. Scriptura spune așa: Dumnezeu a vorbit lui Moise și i-a zis: Vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Iacob. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Iacob. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu, spune Domnul, îi voi binecuvânta. Amin. Ca rob al Evangheliei lui Hristos, îmi doresc ca aceste cuvinte, prin acreditarea credinței voastre și a mea, să se împlinească astăzi și aici. Sfinte Tată care locuiești cerurile, cu tot ce este scump, sfânt și binecuvântat, ne-am așezat pe genunchi înaintea Ta, mulțumindu-Ți că ceea ce suntem și ceea ce avem se datorează dragostei Tale. În fața Ta a îngenunchiat această familie, în inima căreia Te rog să pui credința în Tine și nestrămutata nădejde că orice păcat poate să fie iertat și în dragostea Ta orice om poate să fie mântuit. Fă, Doamne, ca în casa aceasta să fie această credință. Acum și aici ridic mâinile mele peste casa aceasta și îți mulțumesc ca rob al Evangheliei Tale că ai ascultat rugăciunea acestui tată și a acestei mame și le-ai dăruit un copil. Doamne, primește mulțumirea lor și primește mulțumirea mea. Te rog, în puterea Ta și în dragostea pe care ai arătat-o în Hristos, să binecuvânți pe acest copil ce poartă numele de Iacob. Amin. Să faci, Doamne, ca numele acesta să facă cinste copilului și copilul să facă cinste acestui nume, în așa fel încât binecuvântarea aceasta să rămână pentru totdeauna peste el. În vederea acestui lucru, Te rog, Doamne, să dai sănătate acestui bărbat și acestei femei, să poată câștiga cinstit pâinea de toate zilele și să crească acest copil spre slava Ta. Amin. Și fă, Doamne, ca bucuria pe care acest copil a adus-o în această casă să rămână pentru totdeauna. Amin. Dacă vor fi, Doamne, zile grele, când acest tată și această mamă nu vor putea să îngrijească de acest copil, Te rog, prin îngerii Tăi păzitori, să duci viața acestui copil spre împărăția Ta. Amin. Și nimic, Doamne, să nu despartă inima acestui copil de legile și poruncile Tale. Amin. Îți mulțumesc că mă asculți. Te rog, Doamne, să ai în vedere rugăciunea robului Tău. Amin. Și prin această rugăciune
rugăciunile tale să le pui în casa aceasta și Duhul Tău cel Sfânt să locuiască pentru totdeauna în ea. Amin. Lăudăm numele Tău, al Domnului Iisus Hristos și al Sfântului Duh, acum și pentru toți vecii. Amin. Greu omul. El este Iacob, Dumnezeu să-l binecuvinteze și prin el să vă facă și mai fericiți. Amin. Iacob, ușor omule, vai de mine și de mine. Da. Ocupăm loc. Înainte de a mai cânta o cântare și apoi să deschidem Scripturile, aș dori să vă rețin atenția cu câteva precizări importante. Ați văzut că din mare curte este gata. Din acest moment este nejustificat ca mașina cuiva să mai rămână pe marginea drumului, unde pe lângă faptul că încurcăm circulația, aducem asupra noastră vorbe nepotrivite din partea vecinilor. Rog respectos și cât se poate de sever ca orice frate din biserica noastră, când vine la biserică, să parcheze mașina în curte. Cei care ajung primii să parcheze mașina în capătul dinspre grădină. Eu voi începe acest lucru și sper să-mi urmați exemplu. Mulțumesc! 2. Așa cum știți, mâine la ora 13, aici la noi la biserică, este o mare sărbătoare, este vorba despre căsătoria unui mire și a unei mirese. Am probleme cu reținerea numelor, da? Din familia Șipoș, da? Cei care suntem invitați avem obligația să venim și cei care nu suntem invitați suntem obligați să venim. Da? Am vrea să fie o atmosferă frumoasă aici, tinerii să aibă bucuria că ne bucurăm de nunta lor și în felul acesta să ne facem nouă un bine și prin binele nostru să facem și celorlalți. 3. Sâmbăta, săptămâna viitoare la sfârșit, este din nou întrunirea ASI România în zona noastră. Invitatul special al acestui eveniment este evanghelistul și păstorul Mark Finlay. Aveți ocazia să îl vedeți în carne și oase și mai aproape și să-l ascultați. În acest scop, cei care își doresc acest lucru sunt invitați la centrul de evenimente din St. George pentru vineri seara la ora 8, dacă nu greșesc, da? Și sâmbătă dimineața, programul normal în care puteți să fiți prezenți la mesajele pe care le are Mark Finlay cu ocazia acestui eveniment. 4. Încă o dată mulțumesc foarte mult celor care au sprijinit lucrările casei Domnului. De aceea, de asemenea, apreciez pe cei care într-un fel sau altul ați gândit altfel decât ceilalți. Și acest sistem de gândire altfel a redirecționat lucrurile încât unele s-au făcut mai bine decât dacă se făceau așa cum ne-am gândit la început. Dacă mai puteți, gândiți-vă la sumele de bani care trebuiesc pentru a continua lucrarea. Ceea ce aș dori să vă spun că în afară de membrii bisericii,
Au mai fost și alți oameni care ne-au ajutat, poate nu atât cât am fi visat noi, dar ne-au ajutat. Ne-a ajutat un domn doctor din Dej, care m-a sunat săptămâna trecută și m-a întrebat dacă poate să ajute și dânsul la geamurile bisericii noastre. I-am dat numărul meu de cont și mi-a pus bani pe cont. Banii am scos, sunt aici. Astăzi vor fi dați la cei care îi numără, da? Mulțumim respectos, domnule doctor, pentru sprijinul pe care ni l-ați dat. Mi-a spus să nu rostesc numele dânsului, dar îl cheamă Radu Pop. Vă mulțumim cu drag, domnule doctor. Nu este membru al bisericii noastre și Dumnezeu să vă ajute să ajutați și pe alții sau și pe noi, dacă vă mai permiteți. De asemenea, tot săptămâna trecută am primit un telefon de la un frate din Sud, care și dânsul și-a exprimat dorința să ne ajute la geamuri. Vă mulțumim cu drag, frate Iacob Giurgea. Și dânsul a pus pe contul meu o sumă de bani pe care am scos-o și este în acest plic. Nu pot să-mi ascund mulțumirea față de frații de la conferință, care, neformalizându-mă, ci doar povestind problema pe care o avem, ne-au ajutat cu 40.000 de lei, aproape 10.000 de euro, pentru ceea ce se face aici. Dumnezeu să fie lăudat pentru lucrul acesta. Cu toate acestea, repet, fiți buni și susțineți lucrul acesta, indiferent în ce situație vă postați ca orientare, și Dumnezeu nu vă va rămânea datori. Dacă reușim să punem geamurile și ușile săptămâna viitoare, spuneam de dimineață, se închide, nu va mai fi liber aerul și frigul, și dacă ne ajută Dumnezeu și mai obținem bani, putem să lucrăm înăuntru, în așa fel încât, poate mai devreme decât ne-am gândit, să ajungem cu această clădire la capăt. Încă o dată, cu tot dragul, vă mulțumesc tuturor! Avem navetiști, surori sau frați mai în vârstă sau mai tineri, care vin din Sâncrai sau vin din oraș, nu cu mașina, ci cu autobuzul sau pe jos. Avem o rugăminte pentru dumneavoastră. Începând din sâmbătă aceasta, stația de autobuz este lângă podul, lângă sensul girator pe trotuar. Toți cei care mergeți în stație la maxi taxi sau la autobuz, vă rog să stați prima dată în stație, aici lângă sensul girator. Dacă nu vă ia niciun frate ca să vă ducă acasă, pe urmă aveți dezlegarea să stați în stația de autobuz. De ce? Și eu am pățit și alții trec și cu coada ochiului văd în stație pe o soră sau pe cineva. Pun frână, dar deja sunt încolo, vin înapoi în mașalier 100 de metri, mașinile circuie, aglomerație și chiar ne încurcăm unul pe altul. Prima stație de autobuz este aici. Dacă nu vă ia nimeni să vă ducă acasă, Dumnezeu să ne ierte pe cei care nu vă luăm, și apoi, bolborosind, vă duceți în stație și facă Domnul să vină cât mai repede un maxi-taxi sau un autobuz. Am fost înțeles? Nu zice nimeni da. La amiază este repetiție de cor și începând de astăzi se face repetiție de cor și după serviciul divin de după amiază, pentru a se îmbunătăți repertoriu și a se pregăti anumite evenimente. O cântare. Domnișoara, ce cântare să-ți cântăm? 500. Cum? Ai fost 70 și cât ați spus? 71. Deci, Robert, cu 71 încheiem serviciul divin, da? La sfârșit de tot vom încheia serviciul divin cu imnul 71, sora, da? Și acum cântăm imnul 500 pe care l-a poruncit domnișoara. Thank you.
Amin. Amin. Dragii mei, timpul s-a cam terminat. Voi încerca în cel mult 20 de minute să continui subiectul pe care l-am găsit cu rost în această sâmbătă, cu rost în viața mea și cu rost în viața voastră, și anume trilogia valorii. Era un obicei în Germania, nu știu dacă în Germania sau numai la oamenii la care mâncam eu, mai ciudat, foarte diferit de noi, de români. Când mă duceam, munceam în Germania, se întâmpla că sâmbăta mâncam la diferite familii. Și întotdeauna, în timp ce mâncai, se discutau prețurile la fiecare lucru pe care îl mâncai. Dar n-a fost niciodată altfel. Ba se amintea că a fost o ofertă și a fost mai ieftin, ba se amintea că chestia asta este foarte scumpă, ba se amintea, nu știai exact dacă lucrurile acestea se evocă ca să iei măsuri cât mănânci, adică să fii cumpătat, sau dacă, dacă lucrurile acestea se evocau pentru că acolo mai aveai prețurile sau erau un mod de talk show, ce știu cum să zic, nu puteai să știi exact de ce. Dar tu, cum erai din răsărit, aveai niște disconforturi intestinale când puneai mâna pe o bucată de brânză despre care spunea că a fost 15 mărci, 100 de grame. Adică, da, era, o înghițeai mai greu. Da. De acolo și până la celelalte obiceiuri de fiecare zi, toți suntem interesați de valori. Comunitatea noastră din Nazna este stigmatizată că este căutătoare numai a valorilor care trec. Oamenii care ne judecă nu știu asta. Adică nu știu că știu greșit, scuzați-mă. Adică năznenii nu sunt așa. Dar mereu unde te duci, a, la Nazna, a, ăia care sunt așa cu bani, care caută numai slavă din asta, așa, mă rog. Îți povești din astea de ale lor. Dar ne-au asociat cu valori. Ce ați vrea, să fim săraci? Cu păpucii găuriți? Pa, să râdeți de noi că suntem... Așa mai bine să avem. Da, Doamne! Cât? Cât de mult? Nu? De mult. Da. Mie nu mi-e frică să-mi dea Dumnezeu mult. Mie mi-e frică ce fac cu ce-mi dă. De asta să vă fie frică celor care primiți mult. Nu că primiți mult. Să ne îngroapem bani. Amin. Adică ce ziceți așa cu parcă visete? Păi ziceți amin, chiar nu vă trebuie. Amin. 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 Cum, da. Zice Matei că mai bine să te invideze decât să te compătimească. Da. Da. Și aseară am vorbit despre valoarea locului. Da? Astăzi facem un pas mai departe și discutăm un lucru sensibil, poate, pe care îl cauți sau nu. Da? Hai să deschidem Scriptura în aceeași Evanghelie a lui Ioan, la același capitol, la capitolul 17, și să citim de aici versetul 23. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 23. Scrie așa aici. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Amin.
Când citesc Evanghelia lui Ioan, care este una dintre evangheliile superb construite, topica cuvintelor și a ideilor este așa de desfântă încât nu mă pot sătura. Eu, spune Iisus, în ei, tu, Tată, în mine, cu un scop, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Deci eu, zice Iisus Hristos, sunt în inimile oamenilor de la Nazda, cu scopul, sau nu, datorită faptului că tu, Dumnezeule, ești în mine, în Iisus Hristos. Și eu sunt în inimile celor de la Nazda și tu ești în mine, Tată, adică în Iisus Hristos, cu scopul ca ei, în chip desăvârșit, să fie una. Și scopul acesta se prelungește ca să cunoască lumea că pe mine, Hristos, m-ai trimis tu, Tatăl, și să mai cunoască că tu i-ai iubit pe ei cum tu m-ai iubit pe mine. Este aici. Trăim așa de scurt. Adică mi-aș permite din versetul acesta să scriu cel puțin 3 volume de filosofie despre întrepătrundere existențială. E ceva fantastic ce poate să zic aici Dumnezeu. Mesajul din dimineața aceasta, dragii mei, sub acest generic Trilogia Valorii, are de a face cu valoarea ta. Deci nu valoarea locului unde stai, ci valoarea ta. Ce valoare ai? Ce valoare ai? Este sinistru. Eu vă spun de pe mine. Nu știu dacă vreunul dintre voi ați făcut exercițiu pe care urmează să vi-l povestesc. Nevastă mea e o femeie foarte pedantă la toate lucrurile și orice situație rămâne dărăpânată în casa mea, vine și insistă să facem, să dregem, să facem, nu merge, ne văd oamenii cu tare. Și casa mea a început să arate de parcă acolo locuiește o văduvă din aia de vreo 30 de ani, nu e o văduvă numai de acum, că ar mai fi lucrurile la punct. Și atunci, la insistențele ei, m-am gândit să mai pun câte un pic casa la punct acolo, să nu fie chiar așa. Și după aceea am zis, bă, nu mai am chef. Și pe fondul acesta m-am gândit, păi de ce nu mai ai chef? Și am făcut o socoteală să văd cât mai valorez. Și am luat 2000 de lei pe lună, leafa mea, am pus-o de 12 ori pe an, câți bani sunt? Cât? 24.000 de lei, da? Hai să-i punem în euro, că e mai ușor. 24.000 de lei, câți euro sunt? Cât? 5.000 de euro. Înmulțiți cu 11, cât e? Deci Iacob, cum îl mai valorează? 55.000 de euro. Mai am 11 ani până la pensie și după nu mai pune nimeni preț pe mine, nici de un hârp. Știți ce e la hârp? O conservă din care s-a mâncat peștele și a ruginit. Nu, bine, mă pun și pensia. Nu. Hai, până când am închis ochii, mă ridic la 90.000 de euro. Toată valoarea mea. Cum? E ceva, zice sora. Vai, sora dragă, lasă-mă. Dacă îmi renovez casa și mai fac câte ceva, rămân buritor de foame, sora. Serios. E sinistru. Acum, vă apreciez pe cei care aveți valori mai mari. Sunt chiar mândru de voi că poate mai picură câte ceva și la mine. Dar
Cât o fi, na? Nu? Ce valoare ai? Cum zici? Banii pe poezii. Amatică, tu câte poezii ai cumpărat de la mine ca să... Ai cumpărat? Bine, atunci retractez ce am vrut să zic. Bine. Da? Hai mă, că-i punem și pe ea. Cât? Na, ajung la 100.000. Vedeți că valorez mult de 100.000 de euro? Da. Păi da, dar e valoarea ei. Știți, noi suntem împreună până la ora mesei când începe să se roage ungurește și eu stau și mă gândesc că despre ce e vorba. Da, da. Ce valoare ai? Unii credem că valoarea ne crește prin asociere cu banii. Ceea ce nu este greșit. Într-adevăr, dacă te asociezi cu banii, îți crește valoarea. Poate v-am spus că era un evreu după al doilea război mondial, când unii au scăpat de moarte din partea lui Hitler, și era rabin. Și în fiecare vineri se ducea la bancă și împrumuta 10.000 de mărci, cum erau atunci. Și lunea dimineața, la prima oră, le ducea și le dădea înapoi. Și o săptămână, două, o lună, ce? Și până la urmă asta s-a autosesizat directorul băncii și a zis: Rabi, dar de ce împrumuți în fiecare vineri 10.000 de mărci și lunea dimineața le dai înapoi? Și ăsta așa era mai pricăjit așa cumva și zice: domnule, zice, eu sunt rabin și în fiecare sâmbătă am o slujbă la biserică, la sinagogă, și altfel vorbești cu 10.000 de mărci în buzunar. El și lua să aibă sâmbăta să țină o slujbă cum trebuie și lunea îi ducea înapoi, vinerea îi lua, da? Adică asocierea cu banul îți crește valoarea, îți crește valoarea, nu? Și eu dacă aș avea 10.000 de euro, cum zici? Da, și eu am, vezi, altfel vorbesc cu plicul ăsta în buzunar, da, altfel vorbesc, 8.200 de lei, da. Numai că eu nu rămân cu ei până luni, imediat o să-i dau. Da. Deci, ce valoare ai tu? Alții socotesc că valoarea lor este prin asociere cu poziția socială. Ceea ce e drept. E drept. Și din cauza aceasta depunem un anumit efort, fie pe rețeaua politică, fie pe rețeaua de învățământ, fie pe alte rețele, pentru ca să accedem pe scările de promovare socială, încât oamenii să se uite la noi altfel decât se uită atunci când nu ne știe nimeni. Nu? Nu. Vă spuneam, acum iertați-mă pentru ce urmează să zic, mă duc, ce știu eu, e destul de straniu, adică în locuri, eram în aeroport în Varșovia, în Polonia, și stăteam acolo și buchiseam orele că trebuia să zbor în America, și la un moment dat vin doi niște, tot plimbă printre mine, după mine, se tot uită așa și își iau vânt amândoi și zice: nu vă supărați, sunteți domnul Iacob Coman? Dar știi ce mi-a plăcut? Ia uite-vă, și în aeroport în Varșovia mă cunosc oamenii, nu? Adică... Nu, ne place, mă, sigur, fiecare pe felia care suntem, că nu înseamnă că a mea e mai sus și a ta mai jos, nu, fiecare pe felia care suntem, nu? Adică valoarea ne crește atunci când luptăm să ne ridicăm social, nu? Dar, la urma urmei, cât e valoarea aceasta? Hai să mai iau un exemplu, da? Există alții dintre noi pentru care a fi om de valoare înseamnă să te asociezi religios cu cineva. Da. Este câte un om care are stigmatul la noi, la alte biserici, este statut, țârcovnic.
Știi, și îl vezi pe câte un frate care tot timpul e lângă fratele păstor, îi așează geanta, îi ține mantaul, abă țârcovnicule, știi, le am bajocură. Dar el așa se simte că asociat cu păstorul, unde merge păstorul și el, cu tare, și îi crește valoarea. Cine era, mă? Ăla care tot timpul e cu fratele pastor, nu? Nu? Crește valoarea. Adică te asociezi cu un element religios, nu? Bine, cu mine nu se asociază nimeni, că nu le crește valoarea, le scade de tot. Zice, ai de mine, cu nebunul ăla, cu bă, doai de capul meu. Și atunci oamenii evită să-mi care geanta, să mă curețe de scame și așa mai departe. Da, ce să faci, asta este. Adică suport. Da. Da, adică dacă suntem atenți, dacă suntem atenți, de când ne naștem, avem această migrare spre realități care ne cresc valoarea. În pasajul în care l-am citit, dragii mei, Biblia ne spune un lucru foarte interesant și aș vrea să-l developez în final. Zice așa, eu în ei, tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Dragul meu om, tu devii un om de valoare doar dacă există între tine și Dumnezeu, între tine și frații tăi, acest tip de unitate. Aceasta nu este o unitate de orientare. Aceasta nu este o unitate de gândire religioasă. Aceasta nu este o unitate de orientare financiară. Aceasta nu este o unitate de orientare pentru a rezolva o anumită problemă și dacă ne punem mai mulți împreună, îi doborâm pe cei care sunt mai puțini. În adevăr, toate aceste unități de care am vorbit mă caracterizează și te caracterizează, dar aceasta este non-valoare. Valoare înseamnă să fii caracterizat de unitatea prin care Hristos este în tine, Tatăl este în Hristos și prin unitatea aceasta eu și cu tine suntem una. Aș vrea să vă pun o întrebare. Cum simțiți? Avem această unitate la Nazna? Personal, îmi permit să spun cu mare responsabilitate, nu există această unitate. Din cauza aceasta, chiar dacă avem ca design interior, cred că cea mai frumoasă biserică din România. Și nu exagerez cu nimic. Chiar dacă avem cea mai frumoasă biserică din România ca design interior, noi suntem oameni fără valoare. Vă mai spun ceva. Chiar dacă în parcare sunt mașini destul de frumoase, se poate scrie pe ele cu gura plină, Dumnezeu nu umblă cu ieftinituri. Aduceți aminte predica de... Da. Pentru că noi
avem o unitate fărâmițată pe criterii financiare, pe criterii de scop, pe criterii de intenții, pe criterii de prejudecăți, pe criterii de clanuri. Și este funcționabilă această unitate. Sau acest tip de unitate duce la împlinirea celor mai multe vise ale noastre. Cu toate acestea, suntem niște oameni fără niciun fel de valoare. Pentru că valoarea mea constă în unitatea de tip ființal și de descendență. Se întâmpla câteodată că era uzurpat tronul unui împărat. Este și în Biblie chestia asta pe vremea Ataliei. Și când era uzurpat tronul unui împărat, noul împărat ucidea pe toți oamenii cu valoare din împărăție. Care erau oamenii cu valoare de împărăție, din împărăție atunci? Toți care aveau sângele care curgea prin cel care a fost ucis. Nu numai cei de pe buletin, erau căutați copiii din flori. Deci dacă se cunoștea că împăratul are bitangi undeva în țară cu anumite femei care purtau sângele lui, erau căutați și uciși. În cazul în care scăpa vreunul și rămânea în viață, peste 10 ani, peste 15, peste 30, poporul se întorcea la el, pentru că aparținea ființal omului de valoare. Am văzut ceva. Scumpii mei frați și surori, dragi oameni, dragi musafiri, dacă e cu putință, notați în inima voastră ce vă spun. Noi suntem în unitate cu Hristos pe anumite părți ale Evangheliei, ceea ce nu-i rău. Noi suntem în unitate cu Iisus Hristos pe anumite scopuri, cum ar fi facerea de bine la copii orfani sau darea de mâncare la flămânzi sau îmbrăcarea celor dezbrăcați. Noi suntem în unitate cu Iisus Hristos pe anumite scopuri, cum ar fi predicarea Evangheliei. Dar noi nu suntem în unitate cu Iisus Hristos sangvinic. Iar datorită acestui motiv, noi suntem fără valoare. Și nu vom fi căutați niciodată. Vor fi căutați de Dumnezeu într-o mântuire. Doar oamenii care sunt în unitate cu Hristos și cu Tatăl și unul cu altul pe acest criteriu ființal. Problema bisericii noastre din Nazna nu este că nu suntem uniți, ci este că nu suntem uniți ființal cu Hristos. Problema bisericii noastre din Nazna, și dacă doriți cei ce vedeți această slujbă sau să o ascultați, preluați-o în lumea voastră de unde sunteți, nu este că noi nu suntem uniți cu Hristos. Noi nu suntem uniți cu Hristos ființal. Foarte multe scopuri pe care le are El, le avem și noi și ne unim cu El, că dă bine. Nu despre asta e vorba. Dacă cineva vrea să aibă valoare, dacă cineva vrea să aibă valoare, atunci trebuie să purceadă la a lăsa pe Hristos în el și a lăsa pe Dumnezeu în Hristos, nu pentru ca el să arate de pocăit, ci pentru ca el să fie unit cu dușmanul lui, din același loc, ființal. Aceasta acreditează faptul că Iisus Hristos a venit pe pământ, nu vorbele noastre. Aceasta acreditează faptul, spune aici,
că Hristos a fost trimis. Aceasta acreditează faptul că Dumnezeu ne-a iubit pe noi cum l-a iubit pe Hristos. Dacă între mine și tine, Dorel, nu există această unitate ființală, îl declarăm pe Dumnezeu mincinos cu privire la venirea lui Iisus Hristos. Îl declarăm pe Dumnezeu mincinos cu privire la iubirea Lui față de Fiul Său. Și îl declarăm pe Dumnezeu mincinos cu privire la iubirea Lui față de noi. Iar această neunitate între noi de ordin ființal este în floare. Fiecare dintre noi suntem cu Dumnezeul nostru și fiecare ridică pretenția că Dumnezeul Lui este adevărat. Păi n-am cum să fac să fie și Dumnezeul meu adevărat și al tău și al lui, și al lui, că nu sunt aici 150 de Dumnezei. A fi de valoare înseamnă să-ți plângă ochii și să-ți obosească genunchii, cerându-i lui Hristos să fie în tine, nu pentru mântuire, e o altă problemă. A fi de valoare înseamnă să-ți plângă ochii și să-ți tremure genunchii, cerându-i lui Tatăl să fie la fel în Hristos, nu pentru mântuirea ta, e obiectul altei discuții. A fi om de valoare înseamnă să-ți plângă ochii și să-ți tremure genunchii în rugăciune, ca Hristos să fie în tine și Tatăl în Hristos, pentru ca tu și cu mine să poți să fii una. Iar dacă nu ești una cu mine și nu sunt una cu tine în acest mod ființal, totul este fără valoare. Scumpii mei frați și surori, dragi oameni, suntem la trilogia valorii. Mi-am făcut calculul și am ajuns că am și o valoare până mor de 90.000 de euro. Dacă. 90.000 de euro, un BMW seria 7 la mâna a doua, am intrat într-un stâlp și s-a dus. Și dacă n-am intrat într-un stâlp, în 3 ani e 30.000, în 7 e 2.000 și după aia un hârp la șrotul de mașini. Asta e valoarea lui Coman. Fericiți voi dacă aveți o valoare mai mare. Dar tu sau Coman poate să aibă valoare pe care cifrele și numerele matematice nu pot scrie, într-o singură condiție. Dacă ești una în Hristos cu mine și dacă sunt una în Hristos cu tine, singura realitate care acreditează că Hristos s-a născut pe pământ și singura realitate care acreditează că Dumnezeu ne-a iubit. Dragii mei, vă recomand să luptați pentru această valoare. Amin. Amin. În timp ce Luigi ne cântă o cântare, rog frumos ca diaconii să adune darurile pentru locașurile templului. După aceea, Robert va anunța cântarea de închidere a acestei slujbe. Vă mulțumesc!
pacea ta s-o am. Tânjesc pe dor, mi-e sete de izvor, de aceea vreau să plec, căci toate trec în zbor. Departe-n zări, pe-a veșniciei mări, cu luntrea vieții vreau să mă predau. Așa-i din veci calvarul, un drum de suferinți, acolo unde-i harul, e pace ca-ntre sfinți. Tânjesc de dor, mi-e sete de izvor, de aceea vreau să plec, căci toate trec în zbor. Departe-n zări, pe-a veșniciei mări, cu luntrea vieții vreau să mă predau. N-am patrie sub soare, n-am liniște sub nori, e ură doar în zare și-n suflet trec fiori. Tânjesc de dor, mi-e sete de izvor, de aceea vreau să plec, căci toate trec în zbor. Departe-n zări, de-a veșniciei mări, luntrea vieții vreau să mă predau. Dar totuși am o țară, un plai strălucitor, și dorul crește iară spre ea, spre ea să zbor. Tânjesc de dor, mi-e sete de izvor, de aceea vreau să plec, căci toate trec în zbor. Departe-n zări, de-a veșniciei mări, cu luntrea vieții vreau să mă predau. Tânjesc de dor, mi-e sete de izvor, de aceea vreau să plec, căci toate trec în zbor. Departe-n zări, pe-a veșniciei mări, cu luntrea vieții vreau să mă predau. În numele Domnului Iisus Hristos, închidem serviciul divin din această înainte de masă cu imnul 71, Veste bună avem de sus. Oh,
Tată, îți mulțumim că ești un Dumnezeu al dragostei și ești un Dumnezeu răbdător. Vrem să ne ierți, Doamne, pentru că nu te-am lăsat în inima noastră și vrem să ne ierți pentru că nu am fost un bun exemplu pentru cei din jurul nostru. Îți mulțumim că cu această ocazie ne-ai arătat adevăratele valori. Îți mulțumim că ne-ai arătat că valoarea materială nu contează. Îți mulțumim că ne-ai arătat că valoarea poziției sociale nu contează, ci adevărata valoare ești Tu. Doamne, Te rugăm să ne ajuți să fim adevărate valori și să Te avem pe Tine în mijlocul nostru. Te-am rugat toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Dragii mei, cu această cântare și rugăciune, serviciul divin din această dimineață s-a încheiat. Fiți păstoriți de Dumnezeu mai departe. Amin. Este repetiție de cor. Acum, de asemenea, rog pe toți liceenii sau studenții care sunt în sală pentru un minut și jumătate să rămână în urmă ca să schimb două vorbe cu ei. Mulțumesc frumos! Vă doresc poftă bună tuturor. Îngrijiți-vă dacă sunt musafiri care nu au un loc special unde mănâncă, să mănânce în casele voastre, pentru că unii care au primit musafiri n-au fost conștienți că au primit îngeri. Da, Domnul să ne ajute să nu fim corigenți nici la acest segment. Puteți dormi un ceas, două chiar, și după amiază la ora 5 vă aștept cu tot dragul la biserică, veniți și chemați pe cei dragi pe care îi aveți. Cu dragostea lui Dumnezeu, pentru acum ne despărțim. Amin.